Mi-a fost foarte greu să-i spun că tati se va transforma în îngeraș și că tu nu o să-l mai vezi pe tati ca și corp. Viața i-a dat o lovitură extrem de dureroasă, luându-i sufletul pereche. La doar 33 de ani, interpretul Dorin Ieșeanu a decedat după infecția cu COVID-19, lăsând în urma sa multe lacrimi și suferință. În urma lui Dorin a rămas cineva, iar Stelian este unicul motiv pentru care eu încă sunt între voi. O istorie tulburătoare de viață. Noi am crezut că avem tot timpul din lume, știi? Dar mâine poate fi sau poate nu fi. Viața noastră trece ca un râu de munte. Zile au fost senine și frumoase multe. Iubește viața, duminică, de la 9:30 la TVO.